Good morning! My name is Jacksepticeye. Hopa, mă, stați liniștiți, n-ați greșit canalul, și eu tot de eu. Salutare și bine v-am regăsit la un nou episod de data aceasta din nou pe Watch Dogs Legion și continuăm seria noastră de gameplay de o oră. Și continuăm la upload to cloud? Ce? Continue. Avem playtime oră 51. Da, corect, am mai stat prin meniu. Da, episoadele alea. Aha. Într-adevăr. Băieți și fete. Bine v-am regăsit. Oare cât e ea? Nu vrea. Nu-i noroc și nu-i noroc. Of. Și nu puteam să fac eu asta la afară filmării. Na, ziceți și voi. Gata, saved. Dar gen se aude? Jocul la voi oare? Real tech output. Da, continue game. Dacă nu... Nu știu ce să vă fac. Ce să vă zic? Matrix e prost. A, se aude. From a guy who knows a guy at Blue. Preloaded with a beta Blink OS. I can give it to you for 300 if you... Finish up your scheme. There's work to do. Can't be losing my edge, bag man. N-am pornit afterburner-ul. Don't judge me. Bicei stau cu el oprit, dar fie. No, așa. Gata. Rezume, nu, alei altceva. Resume și rezumez două chestii diferite în engleză, hei. Mau sensitivity, ok. Bun. Team și-a revenit. Deci 19 minute. Deci tu trebuie să joci timpul ăla, dacă mă țineți minte. O oră tu trebuie să joci ca să poți să o deblochezi. Nu mere că ești o oră, te-ai dus, nu știu, ai mâncat și te-ai tors și aia, hei. Nu? Șmecher voi, a? Ăsta mi se pare șmecher agentul. Și aș vrea să îl deblocăm, dar hai prima oară să dăm misiunile. Side mission, main mission, find the signal source at town attack site. Show on map. Ok. Restricte de area. Și că au voie ăștia. Păi și eu dacă aș schimba pe fată. Pot să schimb pe fata aia. Pe... Chiquita. Mamă, ce chestii tech. Combat spider bot. Eu aș vrea momentan să upgrad un spider bot actual. Nu mă judecați. Deci la team vreau să luăm pe tanti asta. Swap to operativ. Yes. Back. Bă, asta dacă are față de constructoare. Păi înseamnă că ea are voie să intre în zona aia fără nicio problemă. Mi se pare puțin așa dubios caracterul pe partea stângă a ecranului, dacă vedeți. Adică n-am, e mult mai la îndemână mie că stânga și în creierul meu sună mai ok decât să fi fost în partea dreaptă.
Tot spamez V-ul ca un cretin să scanez zona. E. Aventura a stricat zona. Ura. Deci am înțeles o chestie. God, there's nothing left here. It feels wrong standing in the place where so many people died. Yo, I got a question. Asta a fost un The news pod. says the building is under repair, right? So where's the repairman? All they got is security. Good point. Bagley, what exactly am I looking for? Any kind of device or component that could still be emitting the signal. It seems to be coming from within the rubble. Deci pe hartă. Și pe hartă chestia aia vrea să fie cargo. Ăla pentru care se, de unde își dau deploy dronele. Bun. Să zicem că am înțeles chestia asta. Aoleo, funerarile. Nu, 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 mersi, nu. Sărim. Mai am în apă. E ok. Te Andrei și mortul după bani. Gata. Deci aici e safe. Unde e casca aia audio? Că eu vreau casca aia audio. Dar cum facem să mergem? Am, deci cât ai uniforma, ei nu se wear de tine. Bun. Understandable. Ok. Hai să fugim pe aici. A? Opa. Contra, mă puneam la zid. Vreau camera asta. N-am nimic aici. Păi și eu pot să-i dau hack la căști? Nu, nu mă las să dau hack la căști. Vreau căștile. Nu mă lasă, bun. Trecem la camerele astea alte. Ce chestie asta? LOL? Ah, o cameră. Băgăm un arm trap acolo. Și nu știu ce să mai fac. Mi-aș arunca paianga, nu? Simicer vă spun că l-aș arunca. Oh, clasica intrare prin locuri dubioase. Deci ea mere aici. Nu știe să alerge. Ba, uite, mere. Și nu o să atragem atenția la nimeni. Și nimica. Picăm aici. Bă! Ba pariu că dacă era alt caracter, nu făcea din astea. La modul că fugea pe aici, ca un isteric. Oh, oleo. Lasă baranga, ca nu-i voie. Da, frate, nu mă interesează ce cânti tu. Oleo, dacă scade aia peste mine, pe ăla mi-s. Hai să fugim, dacă fugim părem suspicioși. Oare?
frate, cum spui tu. Văd o cutiuță. Mai văd o scrisorică. Ia, stai puțin. Păi de-aia mai avem acolo ceva de hăcuit. O cutie. Ce? Mai avem ceva acolo? That's interesting. Deci nebun, mă plimb printre ăștia, n-am nicio treabă. Aoleo, trebuie să intru cu paianga noi aici, am înțeles. Deci, întrebare întrebătoare. Cum vor ei să intru eu acolo? Opa, puiule. Lasă. Nu-ți fac nimic rău. Din partea alta văd ceva. Cred că trebuie pe partea alta să intru. Oh, da, that make more sense. A, bă, te blochezi aici. Epic up. Numai hai să ieșim. Și... Da, ce un stăpin. Adică tot la mine. Ați înțeles, băi. Putem da double jump-ul. Am și uitat. Pick up, te rog. Și vreau să mă duc după letter-ul ăla sau ce vrei. Ce urât a făcut. Ai în cort. Da, frate, cum spui tu? Text file. Discovered. Ok. Următorul pas. Capul meu am atras atenția. Asta nu știe decât să bată, nu să tragă. Am înțeles. X, Andrei. Pistol. Da, care a dat reinforcements? Aoleo. Tu asta de dedesubt. Tu, bitch. Ce, n-am zis nimic urât. Aoleo. Nu mai văd pe nimeni. Am hârtia de aici. Muniție de aici. Văd o cutie pe aici.
Unde ești cu tine? O să am nevoie de Payangan. Aha. Să am nevoie de Payangan sau ceva. Da, am nevoie de Payangan. 3. Bagă-te. Ok, aia a fost dubios. Na, ce peșteri mă bagă pe aici? Now that's interesting. Okay. Uite, mă lasă să sar pe acolo. Nice. No, hai înapoi, hai înapoi, lasă. Ștăpin. Și ceva, îl lăs acolo. E. Damaged spider bot leg. Deci pentru un pic. WT fuck? This is it. The signal is coming from this spider bot fragment. No indication yet who it belongs to. I'm impressed it's transmitting anything at all in this condition. Where's the rest of it? Difficult to say, but with an AR reconstruction, we may be able to see what happened to it and if it relates to the attack. Access data relays in the vicinity, and I can compile enough data to build the AR reconstruction. Okay. Take this down. The tone bombing. Noi am venit inițial pentru atât. Dăm hijack, te rog. Oh, deci asta era un pod feroviar, ceva, stație, terminal. Am înțeles. Da, era un terminal, ceva. În fine. Gata, am și cules tot ce se putea culege de pe aici. Am să activăm astea, clasic. Să nu mai spamez așa mult. E, interact. Ia, ce ne pune să face? O fi din ala cu puzzle. Ah, nu e din ala cu puzzle. O să fug la ălălalt. Hai da, fugi. Really? Really? Dawn Attack Site. Bun. Ăsta-i al doilea. One more data relay and I'll have it. Bă, deci doar îi face poză și urcătat. Ce n-așa se fac hack-urile. Tu... De ce ești aici? Tu n-aveai voie să fii aici. În fine. Scanăm zona odată. Dăm E, că interacționăm. Și acum, ce v-am spune că... Now, just take the audio from this stream and the video from these 36 and... Got it. Go back to where you found that spider bot and I'll show you the AR reconstruction from the night of the explosion. I understand. Trebuie să analizez AR footage-ul. Ah, ce pe aia încă nu se face invizibil dacă rămâne așa. Ave, ca mult. Bun. Și acum... E. CTOS AR. Data reconstruction in progress. Aha. You brought the payload? Fuck, think we'd go back for you.
Don't trust the Kelly dog. Wait, Kelly? As in Clan Kelly? So gangsters are behind the bombings? Oh, I've seen this on my murder shows. It's like a handoff. Kellys are just their suppliers. Interesting. I wonder who they were meeting. She didn't look like Clan Kelly. Does that mean she's part of Zero Day? Well, don't just stand there. Keep looking. What payanga nosus? Probably era de al nostru. Bagley, can you tell me who is controlling the spider bot? Exact. I've now fully decrypted the signal the spider bot is broadcasting. And while I cannot identify a specific user, it is a call code used by the Metropolitan Police Service. Wait, what? The feds watched all of this happen? Deci poliția știa ce se întâmplă? The reconstruction continues behind that rubble. One to transport. We can do that, right? Or, I don't know, quantum tunnel the space-time continuum? Quantum tunnel technology is at least 10 years away, but spider-bots and drones are here today. You could try one of those if you don't feel like waiting. Nice idea. Ah, și eu trebuie să fac ce am făcut adineori. Tot prin același loc. Why don't you aim those human eyeballs of yours at the van's cargo? Read you loud and clear. Deci aici era un autobuz, un autocar, ceva, camion. RDX nitrogen and the exact same detonator system like the bombs that were planted at Parliament. Detonator. Zero Day's calling card. Hurry. We got order delivery. So you were hired to supply all the targets? Shut it, we're all on need to know. So Zero Day coordinated multiple groups to commit the bombings. That's certainly one way to pull off a massive coordinated attack while remaining anonymous. Zero Day needed manpower and resources, but they needed them at an arm's length. And it doesn't take the world's greatest AI detective to see that both Clan Kelly and Albion benefited in the aftermath. Unfortunately, this is the most we can get out of the AR reconstruction. But if we could find the mystery officer who was spying through the spider bot, maybe they could tell us more. Deci ar trebui să-l găsim acum pe... Ah, escape the area, ok. Ar trebui să-l găsim acum pe Gico ăla care... Era cu... Payanga, nu, inițial și spiona și știa de aia. Cum ies pe aici? Security gate. Deci ce vrei să-i fac? Am înțeles. Da, deci dacă vrem să ieșim pe poarta principală... Cum o să facem? Acum... O să luăm... XP aici. Bun! Tracing the spider bot serial number, it was assigned to New Scotland Yard 3 years ago. Perhaps more information about its user or its assignment will be available at the station. It's hard to believe the police may have known who the real bombers were all along and never said anything to the public. The only way to know for sure is to investigate New Scotland Yard. Deci trebuie să mergem la New Scotland Yard. Asta ce ar trebui să fie o groapă de mașini, de fiare vechi sau... Ia, am văzut bani. I see money, I stop. Mentalitate de român, adevărat ce vreți. I see money, I stop. Bun. O să luăm mașina asta, care arată mai jumec. Deși jeep-ul ăla SUV-ul e. Ce trebuie. Nina, oh, prr, ce-a fost asta? Pe F mă uitam în spate, da. Am
astea sunt electrice, toate mașinile în oraș. Nu le auzi vijitul. Da, data viitoare să pun markerurile pe hartă ca să știu încotro să mă duc. Unde parcăm? Unde parcăm? Unde parcăm? Facem... Aoleu, avem interzis acolo. Facem stânga aici. Stânga aici. Și o lăsăm pe trotuar, că totuși suntem români. Până la urma urmei. Ce vreți. Problem. It looks like Albion overtook the station. And the entire police service. But don't worry, if you're not pleased with your privatized goon squad, just take your business across the street. Pretty sure that privatizing the police force defeats the purpose of having stație de poliție, un fel de bar. The only difference now is the uniform, assault weapons, and the fact they're motivated by profit over public service. Now, any record or information on the spider bot will be further in. Da. Nici nu-i mare baza asta. Ce să vă mint? Chat? Ah, nu mă lasă să mor pe aici, bă. Bun, dăm deploy la Payangan. Stăm în mașină ca să nu atragem atenția. Ah, nu pot sări pe acolo, am înțeles. Nu pot sări până acolo. Ah, că nu mă lasă să sar. Niciodată. Of. Ia de aici, mă lasă să sar. Da, bă, e o chestie de timing. Vedeți? Gata. Știu că-ți distrug și vreau toate collectible-uri, collectibile-uri. Malfunctioning door. Băi, lasă-mă-n pace că nu-ți fac nimic, promit eu, șefa. Să vină după noi. Ne targetează? Nu, ne lasă în pace. Dacă ne lasă în pace, știți ce înseamnă asta?
speed. Run. Îmi place că omagin la chestiile astea poți să faci aici, eco. Gata. Da, unde-i aia la altă letter, scrisoare? Aici, după asta, ha? Da. Bun. Nu asta voiam să fac. Da-mă, popaiangan. Bun, mi se pare foarte șmecher. Mă, te lasă să dai hack prin 12.000 de obiecte. Toate chestiile sunt la etaj. Te rog un distract mic așa. Nu pot să sar până acolo, bun. Omul cât trăiește învață și în hață și... Hat. De capul meu să deschidem partea asta. Am intrat în facility. Trebuie să vin eu fizic la tanti. Am înțeles. Opr. What the hell is this? Trecem pe lângă el. Undeva aici e o mască și vreau să iau. E acolo, bun. Gata. Ala masca, sunt fericit. Fugi, 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 fugi. Fără în dreapta. Deci eu, exuzându pe ăla de la pușcărie, ar trebui să mă duc undeva aici sus. Că e un etaj complet nocică. A, uite punctul de tech point, sau cum n-ai băi zice. Is that the same spider bot? According to the serial numbers, this matches the piece of spider bot from the Tone bombing site. Can you identify the last user? Navigate the spider bot from out of that room. I'll need a direct connection in order to learn more from our bisected friend. Okay, I'm on it. Trebuie să-i dau hijack. That opening right there looks like a good exit point.
get comfy. This spiderbot might be broken and missing some of its legs, but it can still jump and fit through vents. That's a good way to get through the station undetected. Să-mi explice și mie cineva pe unde trebuie să iau. Ca nu mi-am dat, nu m-am prins. Sunt cam nab. Ți-mi zicea că prin nu știu ce. Pe acolo? That's a part of the remote detonator system from Parliament. If the Met, or Albion rather, actually analyzed it, they would see it wasn't DedSec's handiwork at all. Da, eu am mai încercat o dată să ies pe aici. That's Dalton's mask. It must have been recovered from Parliament. It might be the only thing left of him now. Masca cui? Săracu, pe aia încă nici handicapate. Băi, dar nu vrea să sară. Acolo. Oh, deci pe chestia asta trebuie să sară. Este puțin. Deci nu pe chestia asta trebuie să sar. Sau? Am înțeles, cred că ce vrea el să fac. Parcur. Gata. Înțeles. Prăjitul ăsta de roboțel. Suntem live într-un level de parcurs chat. Aici cum sărim? Vreau să țin space apăsat jumătate de an. Bun. Baba, dar ți-l aud cum îl doare pe Payangan. Și-l doare grav. Înțeles. Dar nu știu dacă chiar așa-s în realitate sistemele astea de conducte și aerisire și gaz și tot prin clădiri, dar fie. Cine știu să-i critic? Și își picăm. Putem hack-ui ceva. Mai o cameră de supra, dar nu ne lasă să văd că... Off. A, băi, urcă. Dă-i, meri. Dar trage dreapta robotul ăsta, sincer vă spun.
Nu, fără mișto, trage dreapta. Stânga, de fapt, scuze. You're almost there. Make your way through this last bent path. Na, frate. N-am mai umblat eu pe zone din astea. Acquire the spider bot. Și atunci tu vrei să-mi spui mie că trebuie să-l iau fizic. Vreau înapoi la spider bot-ul meu. Nu, nu-i nimic de... Oh, un etaj mai jos. Nu pot să-i dau take. Ce nașpa. Anyway, aici e o foaie pe care eu nu am luat-o. Și o vreau. Unde? Uite. Gata. Bun, ne ducem în partea de clădire, chat. Ups, nu trebuie să fac aia. Doamne, ce dubios e cu ieșitul pe dreapta. Bă, dacă am multe femei. De ce să vă mint? Taking fire. Să iasă ăla pe sus. Și-o tot sus trebuie să merg. Fă-ți viața, fă-ți viața, fă-ți viața.
Bun. Am luat chestia asta. Got it. Escape. Spybot and accessing its internal drives. Chirie, da. Vreau să văd care-i șmenul cu chestia asta. Ah, i-am dat rescue. Asta trebuie să facem. Bun, și am luat doar escape de area. Bun. Ah, am înțeles, deci pe fiecare regiune sunt mai multe chestiuni de genă, misiuni diferite, ba trebuie să eliberezi, ba trebuie să faci poze la nu știu ce apare, ba nu știu ce, nu știu cum, ba trebuie să vopsești chestii, cred că. Și după ce ai făcut toate, ai eliberat zona. Got it. Ca în jocurile vechi, If Albion wanted to lock them up, they must be dangerous. And dangerous we can use. Yes, exactly. Bun. The Spiderbot fragment you found has a satellite-based GPS module that regularly pushed its location to a specific ground station. A secret location? Fascinating. Let's go find out what we can. Pushing you the ground station's coordinates. Oh, băleci, Andrei face dreapta pe dreapta. Vreau să opresc aici. Unul la mână. Nu, vreau să dau E de la escape și la... Vreau să-i dau hijack la un... la o dronă. R. Gata. I say again, all units, we have reports of a hostile in your area. Over. Engage if necessary. Am uitat cât de troll erau. This is pointless. Am ajuns la chestia asta. The GPS history of the Spiderbot we recovered regularly pings these coordinates. Our mystery witness to the real bombers must have come to this lovely damp location several times. It's quiet and out of the way. A good place to lay low. Or to discreetly dump a body into the Thames. Bagley, any way to get inside? I'm detecting a surveillance network guarding a space under this bridge. If you can patch into it, perhaps you can take a look inside. Mhm. Interesting. Bă, zona asta nu e supravegheată de... Mhm. M-a zis și am, mhm. Am și eu să zic, mhm. Și tu vrei să not... Ia. Nice. Tu vrei să not până aici și să-i dau pick-up și să iau și punctul ăla din interior. Aici să... Bun. Păi bun, și pe unde aș putea eu să intru? În afară de a detona chestia, pot să mai fac altceva? Aș putea să-i dau explode. Și aparent trebuia să-i dau explode. Stai bă, că e o cutie aici undeva. Ce cutie? Stai.
din aia. Bun. What's this? Could be useful. Da, frate, că eu coleg tot pe unde merg, mă știți. Cum să nu fie useful? Epic up, încă te 10 tech points și interact. Ia să vedem. Deploying Groot Kit. Bun. Grand Sta. Ia să vedem ce ne zice. There's a secret bunker down there, fully stocked with police equipment. Well, if Albion was stomping all over your workplace, you'd find a different place to store your lunch too. And it seems our mystery officer was dedicated. I wonder how their investigation led them to the tone bombing. The computer's dusty enough to kill an asthmatic, but there may still be something useful on it. Investigate the ground station. Poi investighez, da, gen... Ah! Bă, deci mă las să-i dau hack-ul ăsta, că voiam din inițial, dar nu m-a lăsat. Trebuie să termine ăla de vorbit. Bun. This is Inspector Caitlin Lau. Well, former inspector now, since Albion's coup. The Met is no more. The police brass had already buried the evidence anyway. Everything implicating Albion and Clan Kelly in the bombings. But I know Mary Kelly's band of twats were involved. And they're involved in other crimes we can look into. Me and a few good mates are willing to go off book, going after Mary Kelly again. I'll never fucking learn, will I? Okay. Dubios. Dacă ar merea hack-urile așa și în viața reală. Inspector Caitlin Lau, video log. Clan Kelly and Albion are teamed up on some deal. I don't have all the details, but it looks to be human trafficking. The European Processing Center is the Albion angle. Since the bombings, they can grab anyone off the street. Call them illegal immigrants, potential dead-sec insurgents, whatever. Though we know who the real danger is. Ce tare. So, Clan Kelly gets hold of these people, these immigrants, deportees, victims, really, and they're taking them somewhere. But where? And why? It all comes back to the boss lady herself. I knew she was into something, but she wriggled off the hook. Mm-hmm. There's only one way I can do this. 24/7 surveillance on Mary Kelly. If I'm caught, well, this will be my last entry. But I have to see what she's hiding. Nice. Probabil asta e rip acum, dar na. Am aflat și noi ceva. So, our mystery officer was Inspector Caitlin Lau. It sounds like Mary Kelly was her white whale, and her investigation led her to the bombings. Oh, Jesus. Albion was one thing, but now they're working with Clan Kelly too? It seems like Zero Day's web covers all of the unsavory bits of London. Tug on a thread, and it leads back to them. Clan Kelly and Albion included. People are being kidnapped right off the streets. We have to stop this. Inspector Lau mentioned Albion is running their part of the operation out of the EPC. Detectives like us call that a lead. Ok. Dubios rău, frate. La tech. Tu. Cloak? Cum adică cloak? Ce e cloak? Vezi ce e cloak? Nu știu dacă place să cumpăr chestii de care n-am nevoie, deci. Increase magazine. Da, îți dai seama. Air cloak. Îl faci invizibil, mă. Cred că aia vrea să zică. Lol, poți să dai chestia asta? Lol, cum arată? Alright. Thank you, Bagley. I guess. Yeah, Bagley's quirks will grow on you. He's honestly pretty hilarious. Nice work, by the way. Mm.
Unde trebuie să merem acum? Disrupt propaganda, disrupt propaganda, collect evidence. Chat, eliberam zona asta. Ia să dăm aici la data. Bun, ne-am făcut. După cum vedeți, cam tot ce am, pe unde am trecut, am colectat, ca sunt distrus. Yeah. Bun. Deci main mission, lost in the process. Bun. Păi trac, trac, da. Ah, trebuie să mă duc pe partea aia. Aolea. Bă. Chat, cred că o să vin aici și o să luăm pauză puțin de la misiunile main principale. Cât timp plecem tech points-uri și eliberăm zona asta. Ce ziceți? Eliberăm toată zona asta. Westminster. Westminster, da. N-ar fi ceva. Bine, Nine Elms cred că e cea mai rapidă de făcut, ca și zona. De ce să vă mint? Da, aici dă mai parco. Bun. O să o fac pe asta, vă dați seama. Ok, o să merg aici. Și o să continuăm în viitorul episod. And if Caitlin Lau's right, then this little nugget jumps to the front of the queue. We have reason to believe a former DedSec operative may still be alive but missing inside the EPC. Angel Lopez, not London born, but I won't hold that against him, unlike some others. Looks like Angel got caught up in the immigration roundup, which, ironically, may be the only reason he escaped Zero Day's DedSec purge. Anti-immigrant sentiment has grown in London since the bombings. Albion fuels it. It allows them to send anyone they want to their brutal refugee camp. We need to find Angel before they discover he's DedSec. This is kind of personal, too. But finding his trail might just shed some light on the Albion Clan Kelly connection. Mm-hmm. Hmm. Well, the bright side is he's still here. But on the not-so-bright side, he's at the EPC. I haven't heard good things from there. I've sent the details to your device and advised our contact at the EPC. They can get you inside. Meet the contact at the EPC. Nu, bun. Am înțeles că trebuie să fac asta, dar vreau să schimbăm team-ul. Hai cu asta. Na, pot să cumpăr skin-uri, dar nu mă interesează. Nu mă interesează. Am VM ăsta upgradat maxim. Putem cumpăra chestii de pe aici, dar... Bun. Tab. Team. Hai cu tine. Swap operativ. Yes. Back. Escape, Andrei. Escape. Ce? O să merem aici. Zona asta. Vedem ce și cum se întâmplă pe aici. Disrupt propaganda, zice. Dacă am o uniformă de Albion și de Queen's Guard, pot să intru. Dar eu nu am, că sărăcie. Mă, dar sunt multe puncte de tech point-uri, gen tech point-uri, văd că... Și ar trebui să le culegem. Păi nu uitați că ăsta nu are carnetul. Tocmai asta și farmecul el.
Aruncăm paianga, nu. Mă dați jos. Dar parcă nu-i selectase masca, în fine. Tu stai pe motor ca să pari relativ un om normal. De restul se ocupă paianga, nu. Și dacă apăs pe C, pe C... Aaaa, am înțeles, îl face invizibil. Nice. 3. Nu mai pot să apăs pe 3. Suntem la palatul Buckingham. Nu mai las să-i dau cloak. Eu stau pe motoretă și ea lângă mine și nu se întâmplă nimic. Pot să-i dau takedown la ăsta? Ia, ia. Da, mă, mergea să-i dau takedown. Ah, trebuie să aștept până se încarcă. Iac. Hijack, te rog. La alea trebuie să dau cu take? Și trebuie să fiu fizic. Da, trebuie să fiu fizic. Ok, păi ne vedem în episodul următor, în încercarea mea de a face misiunea asta aici, chat. Eu am fost Deo, vă salut și vă spun că ne vedem, după cum am zis, în următorul episod de Watch Dogs Legion. Păi data viitoare. Bye bye!